Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Aș vrea să fac un clip foarte scurt, cu ocazia zilei de 8 martie și a propagandei legate de această zi. Vorbesc pentru toată lumea care dorește să asculte, dar în special pentru cei care se consideră copiii bisericii ortodoxe. Sărbătoarea de 8 martie nu este o sărbătoare creștină. Ba mai mult, spre deosebire de Mărțișor, care este o sărbătoare cu origini păgânești, precreștine, deci înaintea creștinismului, 8 martie este o sărbătoare pur laică, adică inventată de cei necredincioși, mai exact de comuniști. Deci 8 martie este o sărbătoare comunistă. Ea a fost prima oară inițiată în marșurile femeilor socialiste din Statele Unite ale Americii, la începutul secolului 19, după care a fost foarte repede adoptată de tot blocul sovietic, rusesc, și a devenit o sărbătoare națională oficială a comunismului. Și a rămas așa până astăzi. Ca urmare, eu ca și creștin vreau să-mi cer iertare față de toate femeile din viața mea cărora nu am să le spun și nu le-am spus niciun fel de urări cu ocazia acestei zile de 8 martie, pentru că asta ar însemna să râd de toate femeile care au ajuns pe gulagurile sovietice, care au murit sub mâna lui Mao, între cele 60 de milioane de victime din China și așa mai departe. Inclusiv 2 milioane de români, da? Au fost și femei între românii care au fost persecutați de comuniști. Deci iată, asta ar fi pur și simplu o bătaie de joc la adresa victimelor comunismului. Atunci nu pot, nu am inimă să fac așa ceva, dar noi creștini avem sărbători creștine și avem 364 de zile pe an să sărbătorim femeia. Vă mulțumesc mult și să mă iertați!